fiindcă din acest an a început practic reconstrucția țării, care era o ruină și care a mai și trecut din sfera de influență a vestului occidental în sfera și sub tutela rușilor, fiindcă așa au decis la masa tratativelor dictatorul rus Stalin și pipașul englez Churchill, 90 la ruși, 10 pentru Occident. Atunci, noi primari instalați la putere au primit ordin clar de întocmire a listelor nominale cu românii care au luptat împotriva rușilor. Consecințele au fost imediat observate. Procese, arestări, condamnări, execuții, munci forțate la canal. Practic, atunci am pierdut elita intelectuală și cea militară a țării, care a fost decimată prin pușcăriile țării. Cu toate acestea, prin efortul și sudoarea națiunii române, s-a reușit totuși să devenim o țară puternic industrializată, până când mai mari lumii au decis din nou să destrame bolșevismul și sistemul creat și să preia în sfera vestului occidental țărișoara numită România. V-ați spus întrebarea de ce? Vă spun eu. Bogățiile țării noastre, consecințele se văd. Dintr-o țară industrializată și independentă alimentar, am ajuns o țară de consumatori ai firmelor occidentale și prea puține autohtone. Țara a ajuns la cheremul altora.